Georgia, domnul Robert Sighiartău, secretarul general al Partidului Național Liberal, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Sighiartău, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră din nou. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Sighiartău, ați obținut o victorie importantă în Parlament. Ați reușit să măriți alocațiile copiilor din România. Povestiți-ne puțin despre acest demers și cât de greu a fost realizarea lui. N-a fost deloc ușor. Demersul a început anul trecut, în septembrie, când am depus la Camera Deputaților două proiecte de legi. Unul se referea la creșterea alocațiilor, în forma în care vor crește și acum de la 1 martie, de la 200 la 300 de lei, respectiv de la 84 la 150 de lei. Iar al doilea proiect de lege se referea la indexarea alocațiilor cu rata inflației. Pentru că în ultimii 2 ani de zile, din păcate, inflația în România a crescut foarte mult. Anul trecut a fost de 4,6. Iar această rată inflației mânca din alocația copiilor. Am depus două proiecte de lege anul trecut la Camera Deputaților în septembrie. Majoritatea parlamentară a tergiversat destul de mult proiectele mele de legi. Au ajuns să fie votate în comisiile de buget, finanțe, respectiv muncă din Senat, iar apoi, acum 2 săptămâni, a ajuns în plenul Senatului. Acolo am primit un vot negativ din partea majorității PSD, ALDE și UDMR, iar proiectul de majorare a locațiilor a fost respins, respectiv și cel de indexare cu rata inflației. Când am văzut acest lucru, nu m-am lăsat și am luptat în continuare și am vorbit cu colegii mei de la PNL și am fost de acord să depunem un amendament la proiectul de buget pe anul acesta, astfel încât să prevedem majorarea locațiilor la sumele pe care le-am stabilit în proiectul de lege. Am ajuns în Comisia de Buget Finanțe cu dezbaterea bugetului și acolo la fel m-am bătut pentru creșterea locațiilor. Însă, din păcate, s-a întâmplat la fel. Majoritatea PSD, ALDE, UDMR în Comisia de Buget Finanțe a votat împotrivă. Șansa mea a fost că am primit foarte mare sprijin din partea românilor. În sensul că eu am comunicat foarte bine intențiile mele, inclusiv în zona de online, social media, iar oamenii au văzut că mă bat pentru acest lucru și numai că au văzut, au și susținut această majorare a locațiilor. Am văzut că un filmuleț a fost foarte viral pe discursul din Comisia de Buget Finanțe. Așa este, a devenit viral în acea zi și mai mult decât atât în timpul acela, în ultimele 3 săptămâni, pe petiție online, s-au strâns peste 30 și ceva de mii de semnături. Petiție care n-a fost începută de mine, a fost începută de câțiva oameni din zona de online. Iar odată cu acel clip care a devenit viral și în care oamenii au văzut atitudinea majorității guvernamentale, care a fost, până la urmă, împotriva copiilor, familiilor, pentru că eu am discutat cu ei și în comisiile de buget finanțe, nu neapărat când era presă, și le-am spus, domnilor, înțeleg orice, dar nu înțeleg de ce nu vreți să majorăm alocația la un cuantum, până la urmă, normal, că oricum suma este mică. 150 de lei este o sumă mică în ziua de astăzi. Înțeleg că aveți alte priorități sau faptul că voi vă majorați bugetul partidelor politice cu atâția bani, dar nu aveți bani pentru copii, asta e o scuză pentru familii? Cu toate astea n-au vrut, au votat împotrivă, însă a doua zi s-a întâmplat ceva în plenul Camerei Deputaților. În sensul că când a venit momentul majorării sau amendamentului meu cu privire la majorarea locațiilor, foarte mulți din cei care au fost în Comisia de Buget Finanțe și inclusiv au votat împotrivă la Senat, au ieșit din sală. Pentru că n-au avut curajul, așa cum au votat ceilalți PSD-ALDE împotriva amendamentului, n-au mai avut curajul să voteze a treia oară împotriva amendamentului de majorare a locațiilor și astfel a trecut amendamentul meu la 4 voturi. Dar ce credeți că i-a făcut să se răzgândească? Presiunea populară și faptul că oamenii au fost alături de mine în acest proiect și au pus foarte multă presiune. Noi am avut grijă ca după votul din Senat, oamenii din fiecare circunscripție să afle că senatorul a votat PSD și ALDE a votat împotriva majorării alocațiilor. Iar în momentul în care s-a creat acest val și presiune populară, a fost foarte greu pentru ei să vină să voteze pentru unii
împotrivă și au ieșit din sală, nu și-au asumat. Dar slavă Domnului că proiectul a trecut, adică amendamentul a trecut, însă după trecerea amendamentului, PSD-ul a intrat în panică împreună cu cei de la ALDE. Pentru că nu s-au putut gândi că acest amendament va trece. Iar prima intenție a lui Liviu Dragnea și al majorității a fost să rea votul. Asta a fost prima lor intenție. Inclusiv acolo în plen, a luat cuvântul și practic Buzganian, să schimbe votul, să dea vina pe sistemul electronic, să găsească diferite motive. Însă în momentul în care informația a ajuns în presă și pe televizor că amendamentul a trecut și au dat seama că nu mai pot întoarce lucrul acesta, iar Liviu Dragnea împreună cu ei s-au gândit să facă ce știu mai bine. Să copieze, adică să fure amendamentul nostru, să-l confiște și să spună că de fapt ei au găsit o variantă tehnică și că amendamentul nostru nu era bun și așa mai departe. Da, era și o postare, dacă mi-amintesc, pe Facebook Partidului Social Democrat, în care se lăudau fix cu această Exact. Mai inițiativă. Departe, ei au venit, au încercat să dezinformeze, a fost acel schimb de replici cu Dragnea, pentru că ei au numit amendamentul nostru și, în urmă, lupta noastră pentru majorarea locațiilor un amendament demagogic sau o măsură demagogică. Și în momentul acela, nu numai noi ne-am enervat, dar inclusiv populația românii, când au văzut că majorarea alocațiilor pentru copii reprezintă, de fapt, pentru Dragnea un amendament demagogic, a dat seama că a fost o pornire extraordinar de nervoasă împotriva PSD-ului și a lui ALDE. Deci asta a fost situația. Iar apoi au apărut, așa cum a spus dumneavoastră, dezinformările. Dezinformări în zona online, dezinformări pe media, că de fapt PSD a majorat alocația și împreună cu ALDE. Însă românii au știut foarte clar, au văzut că noi ne-am bătut pentru asta. Mai mult decât atât, eu am pornit aceste măsuri de la câteva date pe care le aveam în acel moment și le am și acum. Date foarte grave pentru România. În primul rând, faptul că noi avem cel mai mic cuantum de alocații pentru copii din Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, familiile din România, la fel, au cea mai mică susținere din partea guvernului și beneficiază de cele mai puține reduceri, inclusiv pe taxe, de taxe pentru copii din Uniunea Europeană. Uitându-mă și pe cifrele demografice, am văzut foarte clar că în România traversăm o iarnă demografică, în sensul că România pierde anual în jur de 70 și ceva de mii de români, numai prin această balanță decesuri versus nașteri. Mai mult decât atât, m-am uitat iarăși la statistici, am văzut că numai anul trecut, din România, au plecat 200 de mii de oameni. Majoritatea ducând cu ei toate familiile, inclusiv copiii. Și am spus foarte clar că noi, Partidul Național Liberal și inclusiv eu, ar trebui să vin cu câteva măsuri ca să îmbunătățească această situație și să revenim la normal. Iar prima măsură de bun simț a fost să creștem puțin cuantumul, să dăm un semnal că totuși ne interesează familiile, ne interesează copiii și vrem să trăiască în primul rând în România familiile noastre. Iar apoi, așa cum am spus, am un pachet și lucrez la un pachet de susținere a natalității în România. Adică să încurajăm familiile active să aibă copii, să se educe în România, iar apoi să se stabilească în România. Pentru că copilașii noștri, până la urmă, generația care astăzi are 10, 12, 15 ani sau care se naște, va fi în viitor principala forță economică a României. Dacă nu ai resursă umană, nu mai e nici economie. Dacă n-are cine să contribuie la bugetul de stat, n-ai nici bani și, până la urmă, România va avea mari probleme economice dacă nu se va gândi pe termen lung la această situație demografică. Și de aici au pornit toate lucrurile. Însă, mai trebuie lucrat. Alocația, așa cum v-am spus, nu este deloc mare. Trebuie să venim cu un pachet de susținere a familiei, a familiilor active, astfel încât să ne asigurăm că România are viitor din punct de vedere economic. Ați anticipat oarecum următoarea mea întrebare. Vreau să vă întreb ce inițiative de genul acestea aveți în plan? Sunt mai multe. Încă lucrăm la cercetare, pentru că am discutat cu specialiști, inclusiv din
Academia Română, am făcut cercetări și în alte zone să vedem ce măsuri au funcționat în alte țări care au pus accent pe stimularea natalității și pe demografie. Sunt mai multe măsuri și în mai multe arii de lucru. De exemplu, noi avem o mare problemă. De ce? Pentru că foarte multă populație pleacă din zona rurală spre urban și în special centrele urbane. În momentul în care vii din zona rurală, unde ai foarte mult spațiu și la propriu și la figurat, și unde ești case foarte multe, în momentul în care vii la urban și familiile tinere se mută într-un bloc, vă dau un exemplu, atunci, statistic, familiile tinere, pentru că n-au suficient spațiu, nu o să facă nici foarte mulți copii. Poate fac un copil, maxim 2. Dacă ne uităm la rată, media este de 1. Pentru că nu mai au spațiu. Ei s-au mutat în zona urbană. Deci, sunt foarte multe măsuri pe care le avem în vedere. În primul rând, vrem să reducem, de fapt, să tăiem taxele pe impozitul pe venit pentru mamele care fac mai mulți de 2 copii. Deci la al treilea copil, mama să nu mai plătească impozit pe venit, ca să susții și să încurajezi, pentru că cheltuielile cu copilași sunt destul de mari. O altă măsură, așa cum v-am spus, este să gândim și să îmbunătățim zona economică din viața rurală. În sensul că să ne concentrăm pe fermele de familie, să încercăm să încurajăm pe tine să rămână în zona rurală, să își întemeieze acolo familie, să poată să-și deschidă o afacere în zona aceea, pentru ca să putem repopula România. Așa cum v-am spus, comunele din România se confruntă cu o mare problemă. Se depopulează. Pe lângă faptul că migrează în alte țări, au tendința să migreze spre centrele urbane foarte mari. Și din acel moment se creează și o problemă de genul acesta. Deci sunt mai multe măsuri. Lucrăm mult pe cercetare, pentru că aici trebuie să facem și să fie un echilibru între impactul bugetar pe care îl ai acum și impactul pe termen lung. Că astfel de măsuri vor avea un impact foarte bun pe termen mediu și lung. Și atunci trebuie să corelezi aceste date astfel încât să nu fie nicio problemă pe termen scurt din punct de vedere financiar pentru România, însă pe termen lung să dea roade și să aibă beneficii. Amintesc dumneavoastră, acum revenind la majorarea alocațiilor, de reacția online-ului. Ce v-au scris oamenii? Vă presupun că v-au scris, ați primit mesaje. A fost extraordinar, în sensul că am primit, nu exagerez, 10.000 de mesaje, dacă nu a trecut peste 100.000. Primesc din 10 în 10 minute mesaje de la oameni de pe online. Începând de la oameni care n-au votat niciodată, de la copii sau adolescenți care au 17-16 ani, până la bunici care au nepoți și care se gândesc la nepoții lor. Deci a fost o reacție extraordinară. Iar un mesaj important a primit foarte multe și din zona diasporei. Oameni care tânjesc să se întoarcă acasă, dar care nu văd speranță în actuala conducere și în guvernanții care ne conduc astăzi. Mesajele au fost foarte pozitive. Am simțit, așa cum v-am spus, și în ziua în care am avut amendamentul în plen susținerea românilor. Și atunci altă energie mi-a dat, altă forță să susțin amendamentul, să mă bat cu guvernanții PSD ALDE am avut. Deci susținerea lor mă încurajează în continuare să merg, să vin cu idei, să vin cu propuneri și cel mai bun lucru pe care până la urmă l-am perceput și l-am învățat în zilele astea este că oamenii și România apreciază faptul că politicieni sau oameni politici se gândesc la viitor. Foarte mulți, uite cum e PSD-ul, că mulți s-au întrebat, domnule, de ce n-au făcut ei chestia asta sau de ce nu s-au gândit? Pentru că măsurile lor sau ceea ce fac ei, mai ales acum, prin faptul că își fidelizează clientela lor politică sau dau anumiți bani pentru anumite categorii sociale doar pentru ca să voteze în următoarele alegeri europarlamentare, prezidențiale. Adică ei vor să-și fidelizeze și să-și cumpere clientela politică prin anumite măsuri care, în urmă, afectează întreg bugetul de stat.
Însă, pentru ei, copiii nu au fost o prioritate. Au zis, domnule, copiii nu votează, nu ne interesează acum, mai ales că, ați văzut, și-au dat bani în alte părți, pe la partidul lor politic, sau au crescut extraordinar de mult aparatul guvernamental, pentru că ăsta a fost unul dintre principalele argumente. De la, avem cel mai mare guvern din Uniunea Europeană. Și mare, și slab, și incompetent. Dacă vă uitați, dacă am reduce la 20 de ministere, să nu zic 16, cât am propus noi Partidul Național Liberal, am face reduceri de costuri cum nu vă imaginați, miliarde de euro. Acolo se duc foarte mulți bani. Orice secretar de stat are 10.000 de lei salari în mână. În mână. Pe lângă alte cheltuieli, pe lângă alte secretare, asistenți care cheltuie foarte mulți bani și nici nu sunt eficienți, pentru că se vede foarte clar că nu știu ce să facă și singurele lucruri pe care le fac, le fac la ordinul lui Dragnea. Și că tot ați adus aminte de alegeri, știu că ați fost desemnat șef de campanie al Partidului Național Liberal la europarlamentare. Practic, ce veți face din această nouă postură? Voi face tot posibilul ca Partidul Național Liberal să fie prima opțiune a românilor. Iar lucrul ăsta nu este un lucru ușor, este o mare responsabilitate, pentru că această campanie, din punct de vedere al organizării, al conceptului, cade pe echipa de campanie, pe care o coordonez eu împreună cu biroul executiv, cu colegii mei și cu președintele Ludovic Orban. Este o mare responsabilitate, ne-am asumat-o, vrem în această campanie electorală să ne apropiem foarte mult de oameni. Vrem ca propunerile noastre, vrem ca ideile noastre să ajungă la fiecare român. Iar pentru asta încercăm prin toate metodele, inclusiv, indiferent dacă vorbim de zona de online, inclusiv, indiferent dacă vorbim de zona de door-to-door, de casă în casă, să ducem mesajul nostru și să ajungă la inima românilor. Vrem să ne apropiem mai mult de oameni. Asta este interesul nostru. Dar ce scor își propune Partidul Național Liberal la europarlamentară? În momentul în care actuala conducere a fost aleasă în 2017, noi aveam în programul politic mai multe obiective. Câștigarea alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare. N-am avut un obiectiv pentru europarlamentare. Însă ne dorim ca în aceste alegeri europarlamentare se vadă foarte clar că Partidul Național Liberal este principala forță care poate guverna România și care va bate Partidul Social Democrat. Cât despre lista pentru europarlamentare, când va fi validată, votată, ce știți la momentul ăsta? Avem 49 de candidați din toată țara. În următoarele săptămâni, în martie, la începutul lunii martie, vom avea o ședință a Biroului Permanent Național, unde îi vom asculta, normal că ei și-au depus CV-urile, avem programul lor politic, l-am studiat, am dat colegilor care au putere de decizie din Biroul Permanent Național să studieze CV-urile, însă decizia se va lua democratic, prin vot, în Biroul Permanent Național, undeva la începutul lunii martie. Am văzut astăzi că președintele Klaus Iohannis a anunțat că va sesiza CCR-ul pe bugetul pe 2019. Cum vedeți dumneavoastră această inițiativă a liderului de la Cotroceni? O inițiativă normală, pentru că noi am spus încă de anul trecut, pe lângă faptul că au întârziat extraordinar de mult cu acest proiect de buget și cu această lege a bugetului, în mod normal ea trebuia să ajungă în Parlament până în 15 noiembrie. Au ajuns acum în februarie. Pe lângă faptul că n-au luat în considerare absolut nimic din criticile pe care le-am adus. Și am adus critici foarte constructive. Ei au creonat un proiect de buget la fel ca și în anii trecuți. Adică un proiect care duce la subdezvoltare. Și o să vă explic de ce. Pentru că anii trecuți n-au acordat deloc bani pentru investiții. Nu s-a construit niciun spital, nici o școală, nici un proiect de infrastructură mare. Deci s-a blocat absolut tot. În momentul în care blochezi investițiile publice în România, se blochează și economia privată, pentru că știm foarte clar că aici este un mecanism care funcționează. S-a gripat acest motor de creștere economică
pe spatele dezvoltării. În momentul acela, dacă ne uităm la indicatorii de venituri fiscale la bugetul de stat, o să vedem că a și scăzut. Veniturile au scăzut la bugetul de stat, deci au gripat motorul creșterii economice. Singurul lucru pe care l-au făcut ei au fost să își fidelizeze o anumită clientelă. Și una dintre aceste categorii sunt acele categorii care primesc pensii speciale. Ne-a spus foarte clar, în afară de militari, de rezerviști care și-au riscat viața, care au contribuit până la urmă la siguranța acestei țări sau și România să rămână o țară sigură, nu ne dorim ca anumite categorii care n-au făcut nimic, cum sunt parlamentarii sau alte categorii, să primească pensii speciale. Acolo se duc 2 miliarde de euro anual. Deci foarte mulți bani. Pe lângă acest lucru, au creat foarte multe discriminări. Au dat foarte mulți bani bugetarilor, nu tuturora. S-au creat discriminări inclusiv în sistemul medical, pentru că acolo o să ne uităm că medicina de familie nu a beneficiat de nicio creștere și au încercat să-și fidelizeze sau să dea anumite salarii care le-au dat, însă pe de o parte, prin faptul că au majorat taxe, au impus anumite accize pe combustibil, pe mai multe, iar acum a venit și cu ordonanța 114, au creat foarte mare inflație. Adică le-au dat cu o mână și cu cealaltă, sau cu două mâini, au luat ce au dat, prin inflație. Dacă ne uităm pe statistici, o să vedeți că au crescut, s-au scumpit produsele agroalimentare în România în ultimii 2 ani de zile cu 25%, coșul de cumpărături. La fel, energia s-a scumpit cu 20%, gazul la fel cu 20%. Deci toate s-au scumpit, asta din cauza politicilor pe care ei le-au dus. La fel, proiectul de buget de stat din 2019 este gândit sub aceeași filozofie care a fost gândit și 2017 și 2018. Zero investiții, chiar dacă au trecut acolo. Mai mult decât atât, au mai tăiat și din bugetele comunităților locale care mergeau spre investiții. Și aici, dacă ne uităm, o să vedem că au fost văduviți exact primarii care au fost cei mai harnici și care numai că au avut investiții, au făcut investiții acolo ei în localitate, dar au și pus bani deoparte pentru următoarele investiții. Guvernul ce a făcut? Le-a mai luat și banii aia pe care aveau puși deoparte. Am văzut, i-a supărat până și pe primarii PSD-iști. Adică. Normal, normal, pentru că e frustrant să vezi că la nivel național nu se întâmplă nimic. Adică nu mi-ai făcut autostradă, nu mi-ai făcut un spital regional, nu mi-ai făcut nimic. Și numai că nu faci nimic, dar vii și te atingi și de banii pe care eu împreună cu comunitatea locală, împreună cu investitorii locali, i-am adus la bugetul de stat. Adică ei au furat și din banii comunităților locale. Normal că primari, oameni simpli, s-au sesizat și au spus, dom'le, este inadmisibil și până la urmă ăsta este unul dintre principalele motive. Le-au luat banii și le-au pus în cărcă și alte costuri cu asistență socială. Deci este inadmisibil, este o gândire falimentară. Deci acum încearcă prin toate metodele să ia bani de la oamenii harnici, să ia bani de la firmele care au funcționat în România, inclusiv cele de stat. Deci au devalizat toate firmele care produceau profit. Le-au luat toți banii pe care aveau puși deoparte pentru a investi mai departe în acea companie și au devalizat tot ce înseamnă companii performante din sistemul de stat. Este o gândire falimentară și care ne va duce, din punct de vedere economic, la un faliment. Iar lucrurile astea creează o problemă inclusiv de perspectivă, de stare socială. Foarte mulți oameni se gândesc și apropo din mesajele alea pe care le-am primit, foarte multe mesaje sunt cu referire la faptul că e vor să plece dincolo, că nu mai au o perspectivă, că nu se întâmplă nimic în România. Asta este situația cu privire la buget, iar președintele, având și acest atribut, pentru că este reprezentantul românilor, a făcut lucru care, pe urmă, este cel mai bun. A retrimis bugetul atacat pe acele articole care sunt cele mai problematice din bugetul de stat. Dar am văzut că PSD-ul a și reacționat în urmă cu puțin timp prin persoana domnului Dumitru Buzatu.
care, într-o intervenție telefonică la un post de televiziune, și-a expus ideea potrivit care ar trebui președintele Klaus Iohannis chiar suspendat. Ați apucat să vedeți declarația? N-am apucat să o văd. Am văzut că au reacționat câțiva lidere, PSD-ului, dacă putem numi așa, însă este o reacție total deplasată, se răspunde foarte mult în clișee, nici nu știu dacă trebuie luați în seamă. În momentul în care președintele a venit cu câteva argumente clare, și tehnice, și cu impact social asupra oamenilor, el la rândul lor trebuie să vină nu cu lozinci, ci să vină cu alte argumente care să susțină bugetul lor de stat. Însă ei, în afară de faptul că aruncă cu tot felul de invective și îl amenință pe președinte, nu fac nimic mai bun. Dar credeți că vor încerca în perioada următoare să-l suspende pe președinte? Nu cred că vor încerca, mai ales că anul acesta vor fi alegeri prezidențiale. Simple cuvinte. În regulă. Domnule Sighiartău, eu vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim.